Atât șoferii cât și pietonii care au fost nevoiți să iasă din casă luni au avut parte de o surpriză. Una neplăcută, după cum spun chiar ei, judecând după starea drumurilor care în multe zone din oraș sunt greu accesibile. Este vorba și despre arterele secundare și despre cele principale. Giugiuvenii spun că activitatea de dezăpezire lasă de dorit și că se putea mult mai bine. Cum se circulă? Foarte greu. Foarte greu. De unde veniți? De la Bâlci, de la fostul Bâlci. E groaznic, deci dacă știam, nu mai plecam de acasă. De ce? Pentru că trotuarele sunt pline de zăpadă. Peste tot. Acum am ieșit din casă. Greu. Greu. Bătrânii mai ales. Groaznic. Asta este situația, iarna. Văd că v-ați luat măturica. Asta e măturica pentru în curte, să mai stăm și la curte, mai dăm zăpada. Așa ne primește iarna mereu. Ne pregătiți, ne prinde. Asta este. Se putea poate și mai bine, dar nu trebuie să acuzăm doar localitățile. Cred că și noi, cetățenii, putem să facem ceva în plus. Arterele secundare nu prea s-a intervenit, ar fi fost loc și de mai bine, dar v-am spus, cred că și cetățeanul ar trebui să se ajute un pic. Foarte prost. Foarte, foarte prost. De unde veniți? De la alei. A fost greu până aici, pe trotuar? Foarte greu. Ați cizmulițe antiderapante? Nu sunt chiar antiderapante, dar merge. Se putea și mai bine? Se putea mult mai bine. Pe arterele secundare? Pe arterele secundare este ca pe trotuar. Nămeții până la genunchi. Oamenii sunt de părere că iarna nu ar mai fi trebuit să ia din nou prin surprindere pe reprezentanții autorităților locale, cu atât mai mult cu cât avertizările meteorologilor au fost emise câteva zile înainte de a ninge. Cei mai nemulțumiți de condițiile în care se circulă în prezent în municipiul Giurgiu sunt taximetriștii și șoferii care efectuează curse pentru firmele private. Cum se circulă? Binișor. Binișor. Zlobozie nu prea a băgat. Pe alte artere din oraș unde e mai greu? Zlobozie și Alexandrie. Foarte greu, domnișoară. Uitați-vă și dumneavoastră ce e jos. De la Maiorescu, un sfert de oră am bătut cauciucuri de iarnă, am dat 15 milioane pe ele. Că ne dătea amendă dacă n-aveam. În care parte ați întâmpinat probleme din municipiu? Arterele secundare? Străzile secundare, mai ales cele din spatele blocului. N-au băgat nimic pe acolo? N-am văzut. Dar pe cele principale se circulă bine. Foarte greu, nu s-a băgat în toate străzile. Pe unde, în ce zona orașului se circulă mai greu? Pe arterele secundare? Zonele periferice mai mult. Da, aici pe șoseaua principale se circulă binișor. Se putea mai bine? Se putea mai bine. Deocamdată binișor, să zicem, acum de moment, dar s-a circulat greu. Pe arterele secundare? E prăpăt, dar nu prea ne băgăm. Cert e că evităm. Asta e iarna, trebuia să vină și asta.